Vrea spectacol și o demonstrație de forță, așa poate fi descrisă lansarea candidaților USL în cadrul unui eveniment care a avut loc miercuri seară pe Arena Națională din Capitală. Aproximativ 70.000 de persoane au participat la cel mai mare meeting politic din ultimii ani. Evenimentul a durat câteva ore și după discursurile susținute de liderii USL au fost prezentați candidații din fiecare județ în parte. Aceștia au urcat pe scenă și au fost felicitați de Gabriel Oprea, Daniel Constantin, Victor Ponta și Crin Antonescu. Suceava! Președintele PNL Suceava, Ștefan Alexandru Băișanu, a ironizat Congresul Popularilor Europeni care s-a desfășurat în același timp cu lansarea candidaților USL. 400 și ceva de liberali la București, fără a ne gândi că am putea cumva din greșeală să ajungem acolo unde s-au dus vreo 700 de rătăciți și ne-am dus țintă către Stadionul Național, acolo unde a avut loc întâlnirea USL. Cei de la Partidul Democrat, zis și liberal, împreună cu susținătorii europeni, au fost vreo 700 într-un dormitor, iar noi am fost vreo 70.000 și am organizat ceea ce puțină lume credea că se poate întâmpla. Nimeni n-a fost dus cu arcanul acolo. Majoritatea oamenilor și-au dorit să meargă. Și am reușit să fim părtași la o manifestare politică deosebit de importantă, care a transmis atât poporului român cât și Uniunii Europene că noi românii suntem mai importanți decât oricare dintre conducătorii României. Suceava a fost reprezentată de peste 1.000 de susținători ai Uniunii Social-Liberale și de cei 14 candidați din colegiile din județ.